spune. Ce pregătim pentru masa, da? Zabaione. Asta însă se servește ca desert, numai că tu, dragule și scumpule, nu cunoști decât gogoșile. Așa că nu mănânci decât gogoși și nimic altceva. Nu-i așa, iubitule? Da, așa este, așa este. Îmi place numai ceea ce cunosc. Cum ți-a mers azi? Da, ca de obicei. Nimic nou, nimic deosebit. Dar ție? Ți s-a întâmplat ceva? Nu. De ce? Pentru că... Nu te-ai dus încă la frigider, dar pasă ceva? Da, da, da. Mi-am adus acasă un vraf de hârtii ca să le studiez. Mâine avem comisie. A, ce dărâmăm, ce construim. A, mai cu seamă dărâmăm noi. Și mă rog, ce anume te irită? În definitiv, datorită ție, a fost tras o stradă întreagă, nu? Acolo a fost cu totul altceva. Acolo era un bârloc de nenorocit care nu făcea cinste orașului. Și acum despre ce e vorba? Oh, despre Turnul Negru. Cum? Așa cum ai auzit. Turnul Negru, acel munte de piatră vechi de 600 de ani? Ana. Da, ai dreptate, exagerez. De Turnul Negru sunt și eu legată sentimental ca tine, ca oricare din acest oraș. Ai dreptate. Bine, să admitem că nu reprezintă o valoare arhitectonică, dar dacă tocmai aici se află concentrat ceva, cum ar fi, să zicem, caracterul și sufletul acestui oraș. Dar, în definitiv, acest caracter se schimbă. Lucrurile sunt într-o permanentă mișcare. Viața merge înainte. Toate merg înainte. Iar acest fenomen trebuie exprimat într-un fel, nu crezi? Mai construiești tu astăzi turnuri negre? Nu, dar spre deosebire de tine, nici nu-mi place să le dărâm. Îți amintești cum îmi spuneai de fiecare dată, după ce ne-am cunoscut și am început să fim împreună, să mergem în altă parte? Da. Nici nu ne așezam bine undeva și gata, voi e în altă parte. Mișcare. În seara asta mă duc la Olga. Da? Cum dispar, poți să te duci să te întinzi. Mai trebuie să mă uit un pic prin proiectul lui Castos. Atunci mâine, că și mâine mă duc la Olga. Mi-e de bună seamă că ai un motiv anume pentru asta. Da, ia spune... Ce? Nu te duci să vezi ce se întâmplă cu specialitatea ta turcească din cuptor? Parcă simt că miros de fum, așa. Da, și dacă tot ai de gând să-mi faci mie șnițelul ăla, ai un pic de pătrunjel? Bineînțeles, fără pătrunjel, șnițelul nu-i șnițel, da. Și fără lămâie, nu? Pătrunjel tocat, da? Tocat. Bine, sigur. Mărunt. Lucrurile se recunosc și se denumesc în funcție de ansamblu anumitor însușiri, nu-i așa? Spaghetele napolitane sunt numai acele spaghete alături de care găsim pe farfurie ceapa, roșiile și busuiocul. Dacă lipsește ceva din toate acestea, spaghetele nu mai sunt napolitane. Orașul nostru are Turnul Negru. Dacă nu-l va mai avea, iar va fi... Iar un om cinstit și de onoare e acela care nu omoare, nu fură, nu minte. Dacă fură sau minte... Oh, ori de câte ori mă citesc, nu mă îndoiesc de adevărul meu. O, mai de mine, ce splendoare, deci nică, ce de... Ia, dar ce mi-ai dat să văd? Ana! Cum adică? Păi tu iei 4 cartofi? Dacă mi-e foame. Păi foame ți-a fost de când te știu. Dar de multe vreme nu te-am mai văzut să mănânci 4 cartofi. E, poate că am renunțat. Și de ce, mă rog? Poftă bună, Albert! Poftă bună, Ana, poftă bună. Acest arhitect Castos, bănuiesc că e foarte tânăr de vreme ce a putut să-i dea prin minte așa ceva. Nu e atât de tânăr pe cât e de lucid. Lucid și dinamic, în timp ce tu ești lucid și static. Da, așa este, da. Dar sunt destul de lucid ca să înțeleg motivația lui, dar mi-e prea dragă tradiția ca să pot fi de acord cu ce vrea Castos. Ai părerea ta, ți-o spui și gata, nu văd nicio problemă în asta. Nu încetez să te admir pentru felul tău de a simplifica lucrurile. Asta e. Ai dreptate, am părerea mea. Dar ceva anume mă îndreptățește să cred că părerea mea e bună. Ce e asta? Ți-a aștept pe cineva? Nu, ți-am spus că în seara asta mă duc la Olga. Dar atunci și n-ar putea să fie. Stai puțin să văd. Aveți o scrisoare, doamnă, vă rog să-mi semnați aici. Poftim, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Scrisoare expres. Pentru mine? N-am cum să știu. Adresantul e A. Iancu, care poate fi la fel de bine Albert Iancu ca și Ana Iancu, așa că... Dumnezeule! Ce s-a întâmplat? Păi ce e asta? Uite-te pe dosul plicului. Ia, dă-mă cu acea. Ce vrea să însemne? Asta... Stai puțin. Nu, dragă, trebuie să fie o greșeală. Sigur, la mijloc trebuie să fie o greșeală. Numai că e vorba și de o ștampilă.
poate fi o ștampilă, o greșeală? Da, nu e scris nimic, e o ștampilă și încă una că se poate declara. Da, fii atent. În atenția destinatarului, această scrisoare nu trebuie să fie deschisă. Doamne Dumnezeu, în atenția destinatarului, această scrisoare nu trebuie să fie deschisă. Dar ce prostie mai e și asta? E o semnătură e aici, pe... nu știu, nu pot să dezlușesc. Ionkl, donkl? Glumbl, hu, nu, nu, e absolut indecifrabil. Dar cine a putut să fabrice o asemenea neghiobie? Nu ne vreau să știu eu, cine? Vai, dar ce glumă proastă, dar cine e autorul? Să iau un cuțit să te-ai gârtit? Nu, stai. Ce? Ce-ți veni? Doar n-ai decât să respecti ce... Nu, du-te, te rog, și fă mai întâi cafea. Mă faci să mor de curiozitate. Ascultă, Ana, acum... Se vede aici ștampila? Se vede. Deci nu putem exclude ideea că e o scrisoare oficială. Ascultă, dacă Albert, e ștampilată. Albert, sper că nu e treaba asta în serios. În definitiv nu se vede nicăieri adresa expeditorului. Dacă ar fi un plic oficial, ar trebui de-l încoace. De-l încoace. Păi, parcă ziceai că-mi faci o cafea, Ana. Și mai dezvață-te odată de deciziile tale pripite și categorice. Mișcare. La urma urmei nu arde. Bine. Ce, a luat foc ceva? Gata. Îți aduc cafeaua. Da. Plicul e mare, de culoare gălbuie, da. E plicul tipic pentru scrisorile oficiale. Singurul care ar fi putut face o asemenea ispravă e Vașec. Ehe, dar cum poți să spui așa ceva, Ana? Da, el și nimeni altul. Știi că niciodată n-am fost în stare să înțeleg cum voi doi, fiind atât de diferite, ați putut să deveniți prieteni. Vașec a fost un măscărici, un clown. Un clown? E, gata, îi spremește, Ana, te rog. Gata, nas. Bine, uite cafea. Mulțumesc. Odată și odată va trebui să te obișnuiești cu gândul că Vașec e mort. De ce nu ești în stare să privești în ochii cuiva și să înfrunți realitatea? De ce, Albert? De ce? De ce nu încerci? De ce nu încerci măcar o dată? N-a fost Vașec. De asta sunt sigur. Sub ștampilă se vede o semnătură care categoric nu e a lui Vașec. Dar n-ar putea fi de pilă militarii? Nu știu, armata, pe cât știu eu, folosește plicuri cu antet. Ei, nu. Atunci ce ar putea să fie? Nu sunt ghicitor. La pipăi se simte clar că în plicul ăsta se află o scrisoare, așa cum se întâmplă de obicei să fie într-un plic. Stai să-l cercetăm în lumină. Într-adevăr, plicul conține o scrisoare. Păi. E scrisă de mână sau de mașină? Nu știu, n-am vederea mai bună ca a ta. Pot să spun însă doar atâta, că e, fără doar și poate, un plic oficial. Vrei să spui că arată ca un plic oficial? Nu, da. Nu, dracă, cineva a vrut să ne facă o farsă. E. A făcut totul ca plicul să pară oficial. Bine, dacă cineva ar fi vrut să ne joace o festă, și-ar fi procurat un plic oficial autentic cu antetul expeditorului. Ci e atât de greu să faci rost de un asemenea plic? Da, așa e. Dar să lăsăm ghicitul să deschidem n-ai deodată scrisoarea asta, dă-o încoace. Da, mișcare, sigur, mișcare, nu-i așa? Dinamită și să aruncăm în aer, să dărâmăm totul, nu, categoric nu. Ascultă, Albert. Nu, iar-o iei de la început, Ana. Specialitatea ta vitală este să săvârșești lucruri ireparabile. Să deschidem scrisoarea. Treaba asta o putem face oricând, firește, dacă luăm această hotărâre. De ce să ne privăm însă de posibilitatea alegerii? Dacă s-o facem acum sau nu? A? De ce să mă privez eu însumi într-o clipită de posibilitatea alternativei? Pentru numele lui Dumnezeu, ce tot spui acolo? Despre ce alternativă este vorba? Nu-ți dai seama că ești ridicul? Că în momentul ăsta te supui acestui expeditor necunoscut, acestui farsor anonim? În definitiv, el ți-a impus o alternativă care în realitate nici nu există. Când cineva primește o scrisoare adresată lui, ce face, domnule? O deschide și cu asta basta. Da, sigur, așa este. Când cineva primește o scrisoare adresată lui, o deschide, deoarece expeditorul, prin faptul că i-a trimis această scrisoare, și-a exprimat dorința de a-l face pe destinatar să afle vestea pe care i-a trimis. Aceasta este dorința expeditorului și îndeosebi noi o îndeplinim. Da. Numai că în cazul de față... Expeditorul nu dorește ca noi să aflăm știrea pe care ne-o trimite, nu-i așa? Întotdeauna, sigur. Întotdeauna, sigur. Sigur că da. Te porți întotdeauna așa cum ți-e obiceiul. Așa cum se cuvine.
Turnul negru va sta aici, de-ar fi să piară toți bolnavii asfixiați de gazele de eșapament. Hai, termină, Ana, termină, te rog. Nu e niciun motiv de iritare, nici acum, nici altă dată. De câteva luni ești într-adevăr foarte, chiar hipersensibil. Te rog frumos, iartă-mă. Știi bine că nu suport termenele. Când trebuie să predau o lucrare într-o zi anume, începe să fie teamă că n-am să o termin. Ceea ce, bineînțeles, se și întâmplă. Da. Dar cu povestea asta puteai să te obișnuiești până acum, nu crezi? Ori poate e vorba acum de o întârziere neobișnuită. Da, adică nu e neobișnuită, dar de întârziat întârzie. E 8 și un sfert, nu întârzi prea mult cu vizita. Uite, termin țigarea și plec. Dacă-mi permiți și nu te supere, eu o să mă uit un pic prin hârsoagele astea. Dar spune-mi, te rog, toate astea, vrei să le studiezi în seara asta? În linii mari știu despre ce e vorba, mai trebuie doar să chipzuiesc asupra câtorva detalii care mi se par discutabile, să apreciez cu sânge rece utilitatea proiectului și, mă rog, eventual să mă conving pe mine însumi. De ce? Te rog, explică-mi de ce. Pentru numele lui Dumnezeu. Să vrea cineva să-ți spună ceva, dar să nu vrea să-ți spună ce. De ce? Mie? Păi de ce nu ție? Și de ce mie? Păi de ce nu ție? Adresa e clară. A. Iancu. Deci poate fi la fel de bine Ana Iancu și nu Albert Iancu. Bine, dragă, dar această ștampilă... Ei, vrei să spui că ștampila e o chestiune care îi privește numai pe bărbați, da? Dă-mi scrisoarea. Nu-ți fie teamă, n-am de gând să o deschid. Vreau numai să cercet explicul. Mă rog, nu uite, așa mai merge. În definitiv, de ce să nu cercetăm mai întâi tot ce se poate cerceta la acest plic, înainte de a regândi dacă e cazul să... Scrisoarea a fost expediată din orașul nostru. Potrivit ștampilei. Ieri. Da. Pe spatele plicului a fost aplicată o altă ștampilă care interzice deschiderea scrisorii. Stai, aici e vorba. Aici e vorba de o interdicție? Ai scrie clar comunicare pentru destinatar și nici de cum dispoziție pentru destinatar. Trebuie să văd eu. Poftim. Am impresia că e mai rău decât o interdicție. De ce? Când cineva îți dă o dispoziție, te determină printr-o amenințare să o execuți. Dar când îți face doar o comunicare anunțându-te că lucrurile stau așa și nu altfel, presupune cu un firesc înspăimântător că lucrurile așa vor rămâne. Ni se aduce la cunoștință că scrisoarea nu trebuie deschisă. Nu, simplu, ni se comunică. Cu alte cuvinte, nici vorbă nu poate fi că am putea să ne îndoim de acest lucru, percepi? Da, și o semnătură. O semnătură, da, fie a unui cunoscut... Și în cazul ăsta ar trebui să o recunoaștem. Fie unui necunoscut și atunci ea ajunge pentru veridicitatea funcției sale. Exprimată printr-o ștampilă. Cam așa. Ia hai să încercăm măcar să descifrăm semnătura. De prima literă nu e... E J. Ar putea la fel de bine să fie Z. Z? Nu, dragă, degeaba ne omorăm. Nu vezi? Celelalte litere nu sunt decât niște linii verticale. Da. Unii oameni scriu M, N și U la fel, așa că, de fapt, nu fac din scrisul lor decât un gard. Niciunul dintre cunoscuții noștri nu se iscălesc în felul ăsta. Da, așa e, niciunul dintre ei. Dar de ce ar trebui să fie neapărat cel ce ne scrie un cunoscut? Albert, spune-mi, ție nu ți se pare că noi suntem doi nebuni? Dă-mi cuțitul. Eu deschid scrisoarea. Nu, stai, da, s-ar putea să deschid. Nu, dacă o deschid eu. Nu! Cum adică nu? Păi, de vreme ce chiar acum ai vrut să o deschizi. Am vrut să o deschid eu. Pentru că s-ar putea să fie la fel de bine adresată mie, nu crezi? Tu ai spus-o. Păi, da, sau mie, nu? Așa că oricum pot să o deschid eu, nu? Nu! Dar de ce, mă rog? Da! Nu vrei să-mi explici? Nu! Nu, bine. Vrei poate să spui că prin asta ești dispusă să citești din greșeală o comunicare adresată mie și încă o comunicare textual interzisă și, în schimb, nu ești deloc dispusă să-mi îngădui mie să citesc o comunicare adresată ție. Da. Uite, asta este într-adevăr surprinzător. Stai puțin, mai există o posibilitate. Și anume că această comunicare vreau să o citesc eu, indiferent dacă e pentru mine sau pentru tine. Ana, sau mai cu seama dacă e pentru mine. Exact. Și da. De ce, mă rog? Oamenii care fac întotdeauna totul, numai așa cum se cade și cum se cuvine, au întotdeauna un anumit avantaj.
E atât de neimaginat să le pună cineva în farfurie o caracatiță, încât nimeni nu se încumetă să o facă. Și de fiecare dată povestea se încheie cu un șnițel panel. E gata, termină, Ana, termină, te rog. Lasă-mă, am și o chef uneori să sar într-un picior sau să scot limba. Și asta tocmai pentru că nu se cade. Bine, e cazul să pleci, Ana. Nu e cuvincios să lași oamenii să te aștepte. Și în afară de asta ești suricitată. Iar plimbarea asta o să-ți facă bine. Și cu scrisoarea cum rămâne? Lasă, vedem noi mâine. Mâine, știi ce? Aș avea chef să beau un păhărel înainte de a pleca. Da, și eu aș bea ceva. Adu-te, rog, câteva cuburi de gheață. Îți pun gheață pe hartă? Da, asta e bună. Te-am văzut, să știi! Te-am văzut când ai plecat după gheață, ai strecurat scrisoarea în buzunar. Asemenea, gest poate jigni până la scoaterea din minți. De ce? Păi ai luat-o ca nu cumva să o deschid în timp ce erai la bucătărie. Să știi că asta nu trebuia să o faci. Ana, calmează-te, ai putea foarte bine să... Te-ai asigurat ce în mână nu-i minciună. Știi, Ana, tocmai acest fel de enervare la tine este neobișnuit de primejdios. Vrei să spui că am mai multe feluri de enervare? Da, două. În primul ești de fapt veselă, țâșnește din tine viață, strigi de bucurie că te-ai născut pe această lume și că te poți înțelege cu ea, te tocmești cu viața ca la bâlci. Și la al doilea ești după cumpărături, nici nu știi dacă nu cumva ai fost păcărită, știi? Și atunci aș fi în stare de orice, da, așa. De pildă să nu-i satisfac cuiva o dorință. Mă rog, eventual, da. Ascultă, Albert, tu ești sigur că satisfaci orice dorință dacă e în puterea ta să o faci? Dacă e în puterea mea, da. În definitiv, nici mie nu-mi poți cere prea multe, să știi. Prea mult. Azi mă urești mai mult ca de obicei. Uite aici, aici scrisoarea la vedere, o pun sprijinită de sticle, aici, prostii, s-o vezi. Prostii. Da. Dar întreaga ta atitudine față de această poveste idiotă, față de această scrisoare nenorocită... Ce atitudine? Mie, de pildă, nu mi-a fost teamă să mă duc în bucătărie să te las aici singur cu scrisoarea. De ce nu pot să sper că ai să faci și tu odată un lucru nechipzuit? De ce? Nu, eu nu mai înțeleg nimic. Cu puțin timp în urmă ai mărturisit că ai vrut să mă împiedici cu orice preț să citesc această scrisoare. Așa este, da. Dar am vrut în același timp, am sperat că nu voi reuși să te împiedic. Pricep, dacă lucrurile s-ar petrece fără cunoștința mea, n-aș avea ce să-mi reproșez. Să-ți reproșez? Da. Tu ce vrei să spui cu asta? Tu că știi ce conține această comunicare? Ți-am spus că nu știu ce vrea să însemne. Păi nu, dar de vorbi vorbești ca și când ai ști. Ție nu ți-e teamă. Nu ți-e teamă niciodată că într-o bună zi vom avea aici o știre despre Albert. Ce știre? Că într-o bună zi cineva va spune în locul tău ceea ce tu te încăpățânezi să tăinuiești. Că într-o bună zi cineva îți va furniza o știre despre tine. Sau că va furniza omului de lângă tine. Și asta ar fi mai rău, Ana? Deschide scrisoarea în clipa asta. Deschide-o, n-auzi? Nu. Ești un laș! Da, un laș! Nu știu care dintre noi este laș. Dacă ai o știre pentru mine, tu, omul apropiat mie, de ce nu mi-o spui? De ce tragi mereu nădejde că această știre se află în această scrisoare? Că tot ce-ai vrea să-mi spui, o să spun altul pentru tine. Vă să zic că tu nu știi care dintre noi e laș. Atunci de ce aștept să-ți dau eu o știre de vreme ce tu știi de mult ce conține această știre? Eu unul nu m-aș încumeta să fac o asemenea afirmație. Aici e toată buba, Albert. Pentru tine lucrurile au stat întotdeauna așa și așa trebuie să rămână. Știi când am încetat să te mai iubesc? Când? În clipa în care mi-am dat seama că ești slab. Slab? Slab. Te amuză, nu-i așa? Interesant. Ți-ai dat seama că sunt slab, da. Ai încetat să mă iubești, da. E, și atunci de ce mă cruci? Ai vrut să citești știrea singură. Dacă ar fi pentru tine, ai fi sigură că o suporți. Dacă ar fi pentru mine, ai sta în cumpănă și te-ai întreba dacă e cazul sau nu să mi-o transmiți. Dacă aș suporta-o sau nu. Este? Este? Păi de ce mă cruci? În cel slab, ce să mai... Nu, și neputincios. Da, înțeleg. Știi ce încetează? Da, iartă-mă, știi ce? Hai să lăsăm povestea asta.
Îți ia de pe altul, nu? Nu. Ca să pleci? Nu, trebuie să mă apuc să studiez hârtiile astea, iar tu e cazul să pleci. Nu, lasă pe altul. Atunci cheamă cel puțin pe Olga și spune-i că mai întâzi. Nu! Oh, mă uimește mereu certitudinea ta. Că sunt slab, că sunt conservator. Judecățile tale despre tot și despre toate. De fapt, dacă stau să mă gândesc, e o adevărată fericire să trăiești într-o lume atât de simplă. Mișcare, mișcare, mișcare. Da, să știi, s-ar putea să ai dreptate. La ce bun să porți mereu în tine aceste vechituri, nu? Spune-mi, te rog, acest Castos intenționează să construiască un hotel în locul Turnului Negru? Da. Bine, dar dacă îl plasează pe strada Lișca, transportul spre Zdimar tot nu va fi rezolvat. Uite, sub hotel trece un tunel, o idee mai îndrăzneasă asta. Uite, privește linia asta. E într-adevăr de o frumusețe extraordinară. Ar trebui să se sprijine pe un ax, dar nu se va sprijini. Se întinde așa ca o nemaipomenită provocare, exact cu o cifră în plus. Și ție îți place? Da, îmi place. Și tocmai asta e partea cea mai proastă în întreaga poveste. Tu și cu Vașec v-ați jucat în Turnul Negru de astronauții, nu-i așa? Nu înțelegi că Vașec nu mai e? În schimb, sunt aici treptele pe care se căsăra el în turn. Uite, astea au rămas. Și pe ele sunt imprimate urmele lui. Și astfel eviți viitorul în loc să-l înfrunți, în loc să-l lupți. În loc să deschiți scrisori. De-aia spune, plicul ăsta, nu apare aici prea pitoresc? Galben pe fundalul verde al sticlei, Turnul Negru pe fundalul albastru al cerului. Ascultă, Albert, în definitiv nu scrie până când... Ce până când? Până când nu trebuie deschisă. Asta nu scrie pe plic, această scrisoare nu trebuie deschisă, dar până când, da? Niciodată nu trebuie deschis, niciodată. Dar despre ce e vorba? Tu știi. Hai că știi, spune despre ce e vorba, spune. Lumina asta te prinde de minune. Zău? Silueta întunecată, conturul trupului tău. Da, de fapt așa e. Silueta orașului și silueta femeii nu pot fi schimbate. Ele reprezintă anumite constante. Da, silueta femeii fără sân și silueta orașului fără turn. Nu, asta nu se poate. Nu, bine. Nici prin gând nu mi-a trecut că o să-mi petrec această seară cu tine. Deschide fereastra, amical. Nu, măi, nu deschid. Să zic așa, în loc să lupt, mă eschivez, da? Mm-hmm. E, dar dacă lupt tocmai prin aceea că mă eschivez... Cum adică? În jurul casei noastre s-a format, de fapt, un fel de rețea de protecție. Ai observat? Vecinii de la etajul întâi și-au acoperit terasa pe perdea de pânză să-i ferească de soare, iar jos în curte se țese o rețea întreagă de funii pentru întinsul rufelor la uscat. Te rog frumos, închide fereastra, a început să-mi fie frig. Bine, termofocarea nu mai răsfață. Mai bei un păcărel? Dar din câte știu, nu-ți place când beau. Azi închid ochii, nu. Știi ce, ia de aici scrisoarea asta imbecilă. De vreme ce n-avem voie să o deschidem, cel puțin să n-o văd. Deși tare aș vrea să știu cine și-a bătut, domnule, joc de noi, fiindcă, cinstit vorbind, a reușit și încă din plin. Ne-a făcut supușii lui pentru o seară întreagă. Drăcia dracului, cineva ne joacă o festă, domnule. Sau are anumite intenții cu tine sau cu mine sau cu amândoi. Ce intenții? Vezi, uite, tocmai asta nu știm. Intențiile se găsesc în această scrisoare. Atunci nu ne rămâne decât să o deschidem și... Și să aflăm totul, sigur, dar de vreme ce acest cineva ne-a interzis acest lucru, înseamnă că a avut un motiv să o facă, nu crezi? Dar ce fel de motiv? De pildă că e suficient să știm de existența acestei comunicări. Că acest plic conține un secret care ne privește pe noi doi. Realizez frumusețea faptului în sine. Mi-a în definitiv, ce poate fi mai frumos decât să trăim cu conștiința că avem aici, lângă noi, despre noi și pentru noi, o știre pe care încă nu o cunoaștem, dar care, dacă am afla-o, ar explica totul.
Nu e oare asta de 1000 de ori mai frumos decât să trăim fără o asemenea scrisoare, cu sentimentul că în general nu există pentru noi nicio știre, că nimeni nu are ce să ne spună și nimeni nu știe nimic despre noi? Albert, mă uimești. Pur și simplu nu te recunosc. Secret? Un asemenea cuvânt pe buzele tale? Ei, nu, la așa ceva nu m-aș fi așteptat. Poți să-ți mai tor? Da. Opa, altă surpriză. Și gheață? Lumea. Spre dimineață ți se mișorează întotdeauna pupilele. Și asta îmi place mie nespus de mult. Dar Adam știe oare ce fel de ochi ai? Tu ai rostit acest nume, Adam. Da, eu. Va să zic că ai deschis plicul. Nu. Ba da, l-ai deschis foarte bine, excelent. Ai făcut-o de unul singur. Ah! Bravo. E un act eroic și eu îl apreciez. Îți mulțumesc pentru că în sfârșit pot sta de vorbă cu tine fără nevoia de a te cruța. Și acum te întreb, de ce te-ai prefăcut că nu vezi nimic? De ce te-ai prefăcut că nu observi dragostea dintre mine și Adam, că îl iubesc, că mă iubește, că pentru noi nu există nimic altceva în afara obsesiei iubirii noastre? De ce ai suportat asta până acum? De ce ai făcut din tine o figură caragioasă, care înghite și mușamalizează totul de teama bârfelor? De ce n-ai făcut scandal? De ce nu m-ai pălmuit? De ce nu m-ai alungat? Albert, tu nu ești totuși un prost. Cum de te-ai lăsat umilit de mine în asemenea hal? Cum? Cum ai putut să mă întreb în fiecare seară în timpul cinei dacă mă duc la Olga, de vreme ce tu știai că mă duc la Adam? Cum ai putut să tragi când mă întorceam acasă? Cum ai putut suporta până acum în casa ta? Doamne, știam eu că la un moment dat n-ai să mai reziști, că ești și tu totuși un om din carne și oase. Un om, nu un manechin din zdrențe și paie, că ești cineva în fața căruia eu și Adam putem sta ca în fața unui partener cu forțe egale, la fel de puternic. Ai, domnule, bate-mă odată, bate-mă, pălmuiește-mă, te rog frumos, aruncă-mă în stradă și strigă. Strigă și bate-mă și țipă, te rog din suflet. Și tu te încetează cu prostiile. Hai, te rog, te rog, te rog frumos. Te încetează odată și nu te mai agăța de gâtul meu. Așează-te și bea un pahar cu apă, n-auzi? Încetează cu prostiile astea, ține. Nu vreau, apă, nu vreau, apă, lasă-mă, nu vreau. Ți-am zis să bei. Mă duc să-mi strâng lucrurile. Mă duc să-mi strâng. Nu pleci nicăieri. Ce? Rămâi aici, în această casă, cu mine. Ce-ai spus? Nici după ce am mărturisit nu ți-e silă să mă reții? Prefer să trăiești cu o femeie care se culcă cu altul ca să eviți divorțul? Rușine să-ți fie! Ana! Hai, Maida, lovește-mă încă o dată. Încă și încă! Da. De povestea asta ai putea să mă scutești. Bineînțeles. Nu trebuia să mărturisești și în felul ăsta. Tu n-ar fi trebuit să intervii. Nu despre asta e vorba, ci despre reprezentația asta de comedie. Cum? Da, a fost o scenă strălucitoare, într-adevăr. Dar din păcate nu ți-a reușit. Nu înțeleg. Ba, înțelegi? Se închipui că sunt chiar atât de prost? Că n-am priceput jocul tău? Că n-am știut ce urmărești în ultimele săptămâni? Am știut! Și încă prea bine! De aceea n-am căzut în cursa ta, nici acum. Ce tot vorbești, Albert? Vreau să zic că tu nu știi, a? Și vrei să auzi reconstituirea mea ca să știi până unde te-am dibuit, nu-i așa? Bine, 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 facă-se voia ta. Gong! Cortina se ridică. Așadar, acum câteva săptămâni, scumpa mea, Ana, ai luat decizia să mă părăsești și să te muți la Adam. Cum ai putut să... Foarte simplu și cum nu se poate mai ușor. În ianuarie am spus că ar fi bine să îmbrăcăm vestiarul în lemn, adevărat? Adevărat. Iar eu am fost de acord. Da. Ai fost de acord și nimic. Cum adică nimic?
Dacă nu te-aș cunoaște, mă rog, aș lăsa să treacă de la mine. Dar pe câte știu, nu s-a întâmplat niciodată ca un lucru pe care te-ai hotărât să-l faci să fie amânat măcar cu o singură zi. În împrejurări normale l-ai fi chemat chiar a doua zi pe bătrânul Simacic să vină să-ți facă treaba. Dar tu n-ai procedat așa. Adevărat. Și pe urmă, lampa aceea... Ce lampă? Aia pe care am văzut-o împreună în magazinul de antichități. Am vrut să o cumpăr, dar tu ai spus că acum n-avem bani și trebuie să facem economii. Păi da, atunci într-adevăr duceam lipsă de bani. Da, duceam. Dar înainte, te-ar fi făcut oare o asemenea situație să-ți muți gândul de la un lucru care ți-a plăcut? Nu, e adevărat, ai dreptate. Era în lichidare și treaba asta se vedea cât se poate de limpede. Numai că să pleci la Adam nu era chiar atât de simplu. Ar fi însemnat începutul unei vieți în comun și acest început trebuia executat la perfecție, pentru că dacă s-ar fi produs o greșeală, vorba aceea, noi știm ce fel de om e Adam, ținând seama de situația lui de invalid. Da, e foarte sensibil la toate. În întreaga poveste am apreciat foarte mult clar viziunea ta, scumpa mea, Ana. Îmi permit să închin un pahar în cinstea ei, a clar viziunii tale? Hai, cum nu ce unești cu mine pentru propria ta inventivitate? Haide, hai, bun, așa. Și acum să continuăm. Bun. Pe scurt, ai bănuit că nu poți începe traiul în comun cu Adam dacă el va avea sentimentul că eu te-am, ca să zic așa, cedat. M-ai cedat? Mă rog. Cum adică m-ai cedat? Mă rog. Te-am pasat din compasiune, e bine așa? Albert! Atenție, Ana, din serviciu ăsta ai mai spart un pahar săptămâna trecută, te rog foarte mult, nu da cu el. Oh. Așa, stai, bun, până, bun. Unde am rămas? Da, pe scurt, știm prea bine cât de sensibil a devenit Adam de atunci de când umblă atât de greu. Știu cel puțin la fel de bine ca tine. În definitiv îl cunosc dinainte. Știu cât de mult s-a schimbat din clipa aceea. Toți trebuie să ne cântărim foarte bine cuvintele, să avem grijă să nu-l jignim, să nu-l indispunem. Tu ești capabil de așa ceva și de aceea e dreaptă judecata ta că este absolut cu neputință să pleci pur și simplu de la mine și să-i spui lui Adam: uite, eu m-am înțeles cu Albert, am discutat cu el prietenește și am căzut de acord să divorțăm. Știi bine că așa ceva nu poți să faci, pentru că realizezi perfect că Adam ar începe să țipe: a, vă să zic așa, voi doi v-ați înțeles și încă prietenește, ați stat la taclale, la o ceasă de cafea și l-ați compătimit pe sărbanul vostru prieten Adam, iar Albert, firește, s-a comportat ca un gentleman și a spus că dacă ar fi fost vorba de altul, l-ar fi sfâșiat cu dinții. Da, bietul Adam, băiat amărât, s-a drăgostit, iar tu îl iubești și asta e pentru el o adevărată fericire. Avem oare dreptul să-l păgubim de mica lui fericire? Du-te, scumpa mea, du-te la el, sunt disperat, da, mă rog, împotriva lui Adam, nu pot totuși să lupt. Ești înfiorător. Știai că poți să pleci de la mine și să te prezinți în fața lui Adam într-un singur fel. Da! Numai împotriva voinței mele, numai însoțită de mânia și de ura mea ai vrut să-i o duci ca dar de nuntă. Știai că asta ar fi fost pentru el darul cel mai de preț, pentru că ar face iar din el un bărbat adevărat, egal cu ceilalți. Și de aceea m-ai provocat. Ai fost impertinente, imprudente, m-ai jignit, mi-ai pus răbdarea la încercare, ai dat la iveală disprețul tău față de slăbiciunea mea. Iar eu am tăcut, am suportat totul, am scrâșnit din dinți, mi-am mușcat limba, deși ar fi trebuit să te apuc de gât și să... Da! Asta am vrut! Să mă dai afară și să mă gonești. Ai dreptate, Albert! Am disprețuit slăbiciunea ta, am disprețuit din ce în ce mai mult. Slăbiciunea mea, conservatorismul meu retrograd, rezistența mea la orice schimbare a mersului vieții. Exact. Da, din nou certitudinea ta ne-a obătut-o că e vorba de slăbiciune, că lucrurile pe lumea asta stau numai așa cum le vezi tu. Da. Aș putea să te întreb ceva? Vai, da, te rog. Spune-mi, da, cinstit, te rog,
În clipa asta te simți învingătoare? Uite, dragă, nu știu. Eu aș mai bea puțin. Bă, te rog, te rog. Aș mai bea puțin. Cât vrei, cât vrei, pentru că de dormit ai să dormi aici, în această casă, să știi. Ascultă, Albert, aha, dacă ai știut toate astea, înseamnă că ai avut nevoie de foarte multă putere ca să joci piesa până la capăt, nu-i așa? Putere? Da. Putere, ai spus? Da, da. Ah, mulțumesc. Numai că, dragul meu, Albert, ceea ce faci tu e... de fapt, o mârșăvie mult mai mare față de prietenul tău, Adam. Lupți împotriva lui cu niște mijloace mult mai perfide decât aș putea să-mi imaginez în visele mele cele mai urâte. Tu lupți ca împotriva unui bărbat. Da, cu... Ana, întocmai cum vrei să spui tu, așa e, ca împotriva unui bărbat cu forțe egale. Da. Așa e, cu multă răbdare și, cum spui tu, cu slăbiciunea mea, lupt împotriva lui ca de la egal la egal. Nu ura și mânia mea îl pune în valoare pe Adam în această luptă scumpă, Ana. Eschivându-mă, am reușit să împiedic până acum plecarea ta. E adevărat? Datorită slăbiciunii mele am fost mai tare și am câștigat. Și în felul ăsta l-am descalificat pe Adam. Numai că tu tocmai acest lucru nu l-ai înțeles. Da, bine, dragule, dar asta e o ticăloșie. O dublă ticăloșie. În tot acest timp l-ai umilit pe Adam cu toleranța ta și totodată m-ai reținut pe mine împiedicându-mă să plec. Eu am să-i spun tot. Totul am să-i spun. Spune. Am să-i spun ce arme josnice ai ales. Ai ghinion, Ana. Cum adică ghinion? Nu se te creadă. Plec, Albert. După toată povestea asta, îți dai seama, sper că... mă duc să-mi adun câteva lucruri. Rămâi aici, Ana. Nu! Ba da. Ba nu. Ba da și încă de bunăvoie. Că-ți singur ai să-ți dai seama că acum nu mai poți pleca. Ce prostii! Ți-am spus doar că nu o să-ți dea crezare când îi vei spune că sunt atât de josnic. O să te suspecteze. O să crede că totul e o născocire de-a ta, ca să poți să-i explici într-un mod acceptabil bunăvoința și amabilitatea mea față de el. Albert, încep să te admir. N-am bănuit că ești în stare de un asemenea joc, de o asemenea rezistență și de atâta sânge rece. Se știe îndeopște că e nevoie să desfășori și să te pui mult mai multe eforturi pentru ca lucrurile să rămână așa cum sunt, decât pentru ca ele să se schimbe. Dar într-adevăr, e nevoie de multă forță ca să îmblânzești lucrurile, să le cunoști și să crești odată cu ele, nu-i așa? Da, mai ales atunci când odată cu ele cresc generații întregi. E atât de simplu să pui sub turnul negru sau sub ceea ce se vede în jurul lui o încărcătură de dinamită, dar când acel lucru nu va mai fi, de ce ne vom agăța în acea permanentă mișcare? De ce ne vom sprijini ca să ne tragem un pic sufletul? Cine va mai rămâne să atingem din cele atinse de predecesorii noștri? Îți dai seama uneori că o construcție, indiferent de ce fel, la unei case sau a unor relații, e păstrată și conservată de timp, de timpul vieții noastre. Ție-ți place numai? Da, Ana, îmi place. Și acum, după? Zeii sunt răutăcioși. De fapt, eu te iubesc pentru acea mișcare a ta, împotriva căreia lupt de 15 ani. Admir capacitatea ta de a nu privi înapoi. Castos va înălța în locul turnului negru un hotel superb, cu linii clare, calme, cum îi plac lui. Excepția uneia neobrăzate, impertinente. Ar trebui să-l susțin. Ce zice, Ana? Poate că mi-ar fi de folos dacă m-aș hotărâ să nu privesc înapoi. Spune-mi, ție ți-ar părea bine dacă în locul turnului negru s-ar ridica un hotel? Te-ai bucura privind cum se înalță? Știu că asta te doare, dar ăsta e adevărul. Și știu și de ce mă întreb. Bine, cât se poate de simplu. Te iubesc. Și Adam? Și el mi-e drag. Și tocmai de aceea nu joc comedia pe care tu ai așteptat-o de la mine.
Nu am de gând să-l amăgesc. Poți să-i spui adevărul adevărat. Că nu vreau ca el să te primească. Spune-mi, te rog, mai ai în tine multe lucruri pe care nu le cunosc? Bănuiesc că nu. Ai mai aflat, poate, despre unele, dacă... Ah, da, scrisoarea. Dar poftim, ia-o, deschide și citește-o. Nu trebuie să-mi spui ce scrie în ea. Nu vreau. Nu vreau. De ce? Mi-e teamă. De ce anume? Că într-adevăr o să aflu ceva. E, vezi? Dar poate că e bine ca omul să mai afle câte ceva. Se pune însă problema, va rezista? Cine știe? Chiar acum am aflat de pildă că slăbiciunea ta a fost de fapt putere, îngăduința ta violență, răceala ta dragoste. Voi rezista? Cu ajutorul alcoolului, sigur. Poți să-ți mai torn? Întotdeauna mi-a plăcut la tine că nu apreciez situațiile patetice. Asta, așa este, așa este. Nu am arăcut oficiasul, simt nevoia să fac un duș. Albert, dar dacă scrisoarea asta se referă la viitorul nostru? Al nostru? Da, al nostru. Vino încoace. Adam nu mă iubește. Cum ai spus? Știu asta de mai multă vreme. Și totuși... Și te uiți așa la mine. Simplu. S-a săturat de mine. Numai că nu are curajul să-mi spună. Tu ai nebunit, Ana. Toți facem în privința lui aceeași greșeală. Ne închipuim că are gârgă unică și face complexe din pricina acelui accident. Ne închipuim că un om care nu e în perfectă stare fizică e neapărat serios, grav și sensibil. Adam e sensibil și susceptibil, chiar foarte susceptibil, dar cu femeile e flușturatec. M-a iubit un timp, pe urmă, normal, a încetat să mă mai iubească, asta e tot. E bine, dar în cazul ăsta, de ce n-ai pus capăt acestei povești? Ce sens mai are tot ce faci? Adam nu știe că l-am dibuit, că într-un fel eu am deschis plicul și am încercat să-l lipez la loc. Dar pentru ce, mă rog? Pentru că n-am fost în stare să rezist la cele ce am aflat și am vrut din nou să nu mai știu de asta. Vrei să te duci la el, deși nu te mai iubește? Da. Știam că o să-mi spună totul din compasiune. Ei, din compasiune să se bucure și el odată de sentimentul suveranității depline. Și totuși, tu te pregăteai să trăiești tot restul vieții alături de el? Alături de un bărbat care nu te mai iubește? Dumnezeu, dar nu-i fi vrut să spui că încercarea aceea... Ai ghicit. Intenția de a te provoca, de a te scoate din sărite, nu mi-a aparținut dintr-un sentiment de gingășie față de Adam. Sentiment pentru care tu ai închinat paharul cu atâta delicatețe. Și pentru care tu n-ai vrut să-l închini. Și nici planul intrării mele într-o viață nouă nu mi-a aparținut mie. Era condiția lui. Firește, n-a exprimat-o niciodată la modul direct, dar a făcut totul ca să înțeleg ce anume dorește necondiționat spre a începe să trăiască alături de mine. Știa că nu voi izbuti să te provoc. Și că astfel va fi obligat să te accepte. Da. Dar totuși ai încercat. Ce s-ar fi întâmplat dacă până la urmă mă făceai totuși să explodez? Aș fi sunat cu valiza în mână la ușa lui Adam. Eram posedată de această clipă. Ce-ar fi făcut? Ce-ar fi făcut? În altă scrisoare pe care voiai să o deschizi. Ce curaj pe Am sperat. Ce curaj. Am sperat, pentru că în acest caz condiția ar fi fost îndeplinită. Nu, tu n-ai sperat. Știai foarte bine că te-ar fi primit. Știai că Adam se va comporta fără cusur. Da. Și ai fi fost în stare să te prefaci toată viața că în clipa aceea el nu te mai iubește. Să simulezi că n-ai deschis niciodată scrisoarea conținând comunicarea lui. Ce să fac, îl iubesc. Așadar, el miza pe faptul că tu nu vei reuși să mă provoci. Cu alte cuvinte, jocul a fost de fapt al lui și nu al meu. Eu nu am făcut decât să îndeplinesc supus intențiile lui Adam. Este? M-am mișcat și am acționat așa cum a prevăzut el, interpretând în tocmai rolul în care m-a distribuit regizorul. Da,
Da, și l-am interpretat cu poftă, l-am interpretat cu elan, cu... Am intrat în el atât de bine încât la un moment dat am avut impresia că este rolul vieții mele. Te rog, ce mai, ce mai, nu, eu nu, mi-a mers ca o mănușă rolul ăsta. Te rog, încetează. Sunt un caragios, Ana. Era un caragios, acum știu foarte bine acest lucru. În definitiv, să fii tu însuți e periculos. Niciodată nu poți ști cine beneficiază de o asemenea situație. Un pion pe tabla de șah al lui Adam. Oh, Dumnezeu! Stai puțin, stai puțin, amândoi am îndeplinit intențiile lui. A vrut să-l iubesc? L-am iubit. După ce a încetat să mă mai iubească, a vrut să rămân la tine. Pleacă. Ai spus că mă iubești. Te iubesc, dar pleacă, te iubesc. Unde? Pleacă. Unde? Ai spus că-l iubești. Albert. O, Doamne. Acum încep să înțeleg. Îl urăști pe Adam și vrei să te răzbuni pe el pentru că te-a mânuit ca pe o păpușă, pentru că ai iubit-o pe femeia pe care ai iubit-o tu și pe care continui să o iubești. Înțeleg. Te-a umilit. Te-a umilit și ai toate motivele să-l urăști. De fapt, îl urâm amândoi, numai că eu îl și iubesc. Și tocmai de aceea te duci la el, ai înțeles? Albert. Da. Albert. Îl iubești și deci vei fi cu el. Îl urăști și în consecință îl vei siri să fie el cu tine. Pricepe, Ana. Te duc în fața lui și fac acolo un scandal monstru, cum n-ai mai pomenit în viața ta. Eu voi fi acela care dă matul în acest joc. Pricepi? Albert. În definitiv, mai putem să-l învingem. Nimic nu este încă pierdut. De ce ar trebui să rămânem noi cei amărâți pe care Adam îi mută cum poftește pe tabla de șah două victime proaste, inconștiente, înșelate, pe care el le-a condus cu ușurința diabolică a omului însemnat? Te duci la el, Ana, percepi? Te duci la el și o să-ți trăiești din plin și dragostea și ura. El va fi cu tine în dragostea ta, iar eu voi fi cu tine în ura ta. Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult? Spune, ce? Ce vrei mai mult? Tu vei fi cu mine în ura mea. Ura. Ura m-a unit din nou cu tine, Ana. Tu nu simți? Nu simți că aparținem iar unul altuia? Ba da, ce sentiment minunat. Nu mai sunt singură. Nici nu știi ce singură m-am simțit în clipa în care Adam a încetat să mă iubească. În clipa în care ai deschis scrisoarea. Te rog, mângâie-mă, Albert. Acum par fericit, știi? Pentru că simt că iar mă privești, că mă înțelegi și că ne leagă pe amândoi aceeași pasiune pătimașă. Da, Albert, aceeași pasiune pătimașă. O să-l înșel pe Adam cu tine. Să se fie minunat, Ana. Ce dulce a fost sărutul tău, Ana. Și cum va fi cu turnul negru? Ce decizii? Nu știu. În schimb, știu eu. Vei vota pentru păstrarea lui. Iarăși siguranța ta incorigibilă. Da, pentru că știu pentru ce lupți tu tot timpul și ce superstiție te-a cotropit. Turnul negru și relația noastră. Ștaci, inteligența ta, duritatea ta față de tine însuți te obligă să votezi în favoarea lui Castus, deoarece știi că are dreptate. Dar deodată nu poți. Pentru prima oară în viața ta nu ești în stare să te supui rațiunii. Pentru că dacă turnul negru se duce, se duce. Ana, te rog, încetează. Nu vreau să mai aud nimic, nimic, mă înțelegi? Încerc să te ajut.
urmele lui Vașec nu mai sunt acolo. Au fost șterse de alte urme. Ana, îți privește, te rog, calmează, te rog. Scumpul meu, dragul meu, calmează-te. Gata, nu mai spune nimic. Gata, te cruț și o să te apăr. Așa cum am făcut întotdeauna. Mângâie, mă. Și acum te duc. Te duc în fața ușii lui. Las valiza, sun și... Și cu scrisoarea asta ce face? Mă lăsăm aici? Arde-o! Nu, 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 nu. Va să zic că vrei totul să o deschizi. Nu, a? De ce nu te gândești la a treia posibilitate? Adică? La aceea pe care ți-am propus-o de la început. Adică ni s-o distrugem, ni s-o deschidem? Dacă am deschid-o, am intervenit poate în viețile noastre printr-un act de violență care ar duce la o schimbare fundamentală. Dacă am citit știrea, s-ar putea ca acum tu să nu mai pleci, iar eu să încetez să-l mai urăsc pe Adam. Am rămâne poate aici, imobilizați, incapabili de a ne mișca, incapabili de a trăi, pentru că deodată totul ar fi altfel. Am rezistat oare la această schimbare? S-ar putea să ai dreptate. Trebuie să ne trăim fiecare viața până la capăt, așa cum o înțelegem. Dacă am arde scrisoarea, am pierde speranța de a o mai putea deschide vreodată. Așa e. Atunci ce facem? Ha? O ascundem și uităm de ea? Da, da, dragule. Ha. Și acum îl chem la telefon pe Adam și o să țip la el și o să-l fac... Nu te-am auzit niciodată țipând. O să mă auzi acum. Ce număr are Adam? 4-4... 7-3-1. Ați ascultat Scrisoarea de Natasha Tanska. Traducerea Jean Grosu. Adaptarea radiofonică Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Ana, Mariana Mihuț; Albert, Victor Rebenciuc. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Dana Lupu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică și coloana sonoră, Vasile Manta. Redactor și producător, Domnica Țundrea.